capitolul 8, o să citim de la versetul 31 și o să concludem în versetul 39. Roman, capitolul 8, pagina Sfânta Scriptură, traducerea Cornilescu, 1102. Cuvânt al lui Dumnezeu care spune în felul următor. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Cine va ridica pâră împotriva leșirului Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine va osândi? Hristos a murit. Ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigoana sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin acela care ne-a iubit. Că sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu va fi în stare să ne desparte de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Mai o dată, amin. Reocupați locurile. Slăviți să fie numele Domnului. Mă bucur că în această seară, cu ajutorul Domnului, că am putut să ajung în mijlocul noastră. Mulțumesc Domnului în primul rând pentru harul acesta, apoi fratelui Lucian împreună cu fratele Marius care m-au invitat că în această seară să pot să fiu în mijlocul vostru. Să ne bucurăm la un timp de părtășie în prezența Domnului, de aceea în continuare aș vrea ca fiecare dintre noi să ne disciplinăm să facem un lucru. Haideți în continuare să rămânem într-un duc de rugăciune și să ne rugăm ca Domnul să ne vorbească. Amin. Puteți face exercițiul ăsta. În timp ce eu vă vorbesc, voi vă rugați. Bine, și așa vă conectați la ceea ce auziți în seara asta și în același timp nu lăsați ca mințile voastre să fugă în altă parte. Bine? Asta e un exercițiu extraordinar de bun și cu cât vă veți disciplina mai mult să faceți lucrul acesta, adică chiar dacă nu slujești să te rogi pentru cel care slujește și chiar dacă ieși pe bancă și asculți în timpul acela te rogi ca Domnul să vorbească poate celui de lângă tine sau celui din fața ta sau celui din spatele tău, că a venit cu mai mari nevoi ca și a tale, cu siguranță Domnul îți va vorbi și ție, pentru că Domnul este acela care ne vorbește fiecăruia dintre noi, ba într-un fel, ba în altul. De aceea ne rugăm ca Domnul să ne ajute ca fiecare dintre noi să luăm seama la ceea ce Domnul vrea să ne vorbească în seara aceasta. Eram așa indecent, eram nesigur de ceea ce vreau să vorbesc în seara aceasta și tot m-am rugat Domnului ca Domnul să-mi dea un cuvânt pentru noi în seara aceasta și cred că Domnul în seara aceasta vrea să ne vorbească fiecăruia dintre noi. Am ales textul acesta datorită faptului că contextul nostru al secolului 21 și provocările cu care noi și generația noastră ne confruntăm sunt niște provocări și un context destul de tulbure din toate punctele de vedere. Am stat și m-am gândit la ceea ce Apostolul Pavel vorbea celor din Roma, bisericii din Roma, într-un context care, într-o anumită măsură, era destul de asemănător ca și al nostru. Dacă în vremea aceea Apostolul Pavel a scris aceste cuvinte în care a spus celor din Roma că cine îi va despărți pe ei de dragostea lui Hristos și începe să spună necazul, strâmtorarea, prigoana, foametea, lipsa de îmbrăcăminte, primejdia, sabia sau noi putem spune în generația noastră bunăstarea, nu? Niciunul din lucrurile acestea nu pot să ne despartă de dragostea lui Hristos și toate lucrurile acestea au fost lucruri pe care biserica primară le experimentase. Lucruri prin care trecea biserica primară și se pare că la un moment dat Pavel este nevoit să scrie bisericii primare ca să îi încurajeze și să îi întărească și să fie ei gata ca să poată să facă ceea ce Domnul i-a chemat într-o vreme ca și aceea. Cum de altfel, pe noi în generația secolului 21, Domnul ne cheamă pe fiecare dintre noi să fim oameni care să putem să trecem cu brio prin toate provocările vieții. Este anormal pentru noi
ca și copii al lui Dumnezeu, să fim totdeauna îngenunchiați de provocările vieții. Este anormal pentru noi, ca și copii al lui Dumnezeu, da, tineri și tinere și oameni care suntem botezați de Domnul cu Duhul Sfânt, născuți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, poate mai tu da Domnul și un dar, ca atunci când vine ispita și provocările vieții să nu poți face față acestor provocări și totdeauna să fii trântit la pământ și acum dintr-o dată începi să oscilezi de la acea prezență a lui Dumnezeu, când Dumnezeu este Cel care te cercetează și simți prezența lui Dumnezeu și peste câteva momente, peste câteva ore, peste câteva zile, ești un falimentar și o falimentară. Este anormal din punct de vedere biblic. Este anormal pentru noi, ca și copii al lui Dumnezeu, să fim oamenii aceia care totdeauna să oscilăm și să avem momente în care nu ne mai dorim să trăim, momente în care nu știm cum să le gestionăm, momente în care să ne uităm spre ele și să spunem Dumnezeu este imposibil să mai facă ceva în dreptul acestui lucru. Este anormal. Și în seara aceasta o să vedem de ce se întâmplă lucrurile acestea unora dintre noi, o să învățăm în seara aceasta și o să vedem ceea ce ne cheamă Dumnezeu pe fiecare dintre noi să facem. Pentru că ca și copii al lui Dumnezeu, în momentul când devenim copii al lui Dumnezeu, Dumnezeu este acela care ne califică ca să putem să reprezentăm pe El. Ne califică ca să putem să trecem prin toate provocările lumii și a vieții acesteia, de orice dimensiune ar fi ele, de orice amploare ar fi ele, să putem să trecem biruitori și să ieșim totdeauna biruitori. Doamne, ajută la lucrul acesta! Pentru că Dumnezeu este acela care ne cheamă să fim biruitori. În momentul când am plecat ca și copii al lui Dumnezeu, n-am plecat de pe platforma de înfrânți, nici într-un caz, ci am plecat de pe platforma de învingători și Dumnezeu în continuare ne cheamă să rămânem învingători, amin. Iar dacă diavolul reușește să ne trântească la pământ și dacă avem o viață oscilantă între puterea lui Dumnezeu și neputerea lui Dumnezeu, nu este vina lui Dumnezeu, ci este vina la mine și la fiecare dintre noi. De aceea vă rog să vă focalizați toată atenția voastră maximă la ceea ce am să spun, lăsăm telefoanele și altă preocupare la o parte, bine, și ne uităm să vedem ce vrea cuvântul lui Dumnezeu să ne spună. Pentru că peste o oră jumate vom ieși fiecare dintre noi afară pe porțile acestei biserici. Și vom merge din nou și nu o să mai fim nici în prezența prietenilor, nici în prezența pastorului, nici în prezența lui X și a lui Y care ne-ar putea să ne ajute, ci vom fi noi singuri. Și știți că cele mai mari bătălii nu se dau neapărat aici în casa lui Dumnezeu, dar și aici se dă bătălie. Cea mai mare bătălie la nivelul minții tale se dă în singurătate, când ești tu singur, pentru că atunci de multe ori suntem cei mai vulnerabili, atunci diavolul reușește de cele mai multe ori să ne trântească. Deci haideți să lăsăm orice altă preocupare și să ne uităm să vedem. De ce suntem așa? Pentru că Dumnezeu este acela care totdeauna își dorește, ca și copii ai Săi, ca și oameni născuți din nou, să putem să fim biruitori. Și mă rog ca Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu și Apostolul Pavel la un moment dat nu face altceva decât spune că în toate problemele acestea și provocările vieții care, dați-mi voie să precizez un lucru, fiecare dintre noi le avem, este normal să ai provocări. Este normal să treci prin anumite probleme în viață. Este normal să ai tot felul de ispite. Pentru că Mântuitorul Iisus Hristos a fost ispitit și era Dumnezeu 100% și om 100%, dar Domnul Iisus Hristos spunea, în lume veți avea necazuri. El nu ne-a scutit de ele. Dar este anormal în momentul când toate aceste provocări ale vieții noastre, de orice natură ar fi ele, reușesc ca să te îngenuncheze și nu să te îngenuncheze că te rogi lui Dumnezeu, ci să te facă neputincios și să fii insuficient de tare împotriva lor, da? Acesta este un lucru anormal. Normal este ca să treci prin valea umbrei morții, să treci prin provocările vieții și să poți să ieși biruitor împreună cu Domnul Iisus Hristos. Că așa spune Apostolul Pavel. Uitați ce spune versetul 37. Spune, totuși, în toate aceste lucruri, de orice mărime ar fi ele, de orice dimensiune, de orice natură ar fi ele, totuși în toate aceste lucruri, hai spuneți voi, noi suntem mai mult decât biruitori. Dar de ce de multe ori nu suntem biruitori? Dacă Apostolul Pavel vine și spune lucrul acesta, și eu cred că este un adevăr absolut,
Pentru că ne uităm la viața apostolului Pavel și ne dăm seama că el prin toate etapele vieții, prin toate provocările care le-a avut și sunt extraordinar de multe, el a avut capacitatea aceasta să poată să iasă biruitor. Și când a fost bătut, și când a fost împroșcat cu pietre, și când s-a sfărâmat corabia cu el, și când a fost pe fundul mării, și atunci când oamenii l-au disprețuit, și atunci când era în sărăcie, și atunci când era în bogăție, în toate contextele vieții, omul acesta, apostolul Pavel, a putut să spună despre el însuși: pentru mine a trăi înseamnă Hristos, iar a muri este un câștig. Cu alte cuvinte, el spunea în felul următor: eu pot totul în Hristos care mă întărește. De ce a putut să facă lucrul acesta? Înseamnă că apostolul Pavel a știut ceva mai mult decât știm noi de multe ori. Sau apostolul Pavel a avut o viață în care trăia într-un context, vreau să vă spun ceva, noi spunem de multe ori, contextul generației noastre este cel mai greu context care a fost vreodată. Eu spun, nu-i chiar așa. Dacă începem să studiem Scriptura și ne uităm la biserica primară, dacă ne uităm la contextul ei, da, cultural, dacă ne uităm la contextul istoric, dacă ne uităm la contextul ei religios, ne dăm seama că biserica primară a fost prigonită din toate punctele de vedere mai mult decât suntem noi prigoniți. Știți că prostituția în vremea aceea era numărul unu lucru care exista. În vremea aceea erau prostitute pretutinde, oamenii puteau să facă lucrul acesta ori de câte ori vreau și la orice colț. Era numărul unu promovat în vremea aceea în cultura ideologiei lor, da? În cultura lor nu făceau altceva decât lucrul acesta, făcea parte din cultura lor și erau mințile lor amprentate cu fenomenul acesta. Noi spunem, noi avem foarte multe provocări, de aceea nu putem să facem față fals. Noi, în generația secolului 21, Dumnezeu ne cheamă ca și copii ai săi să putem să ieșim biruitori prin toate problemele. De aceea apostolul Pavel spune, totuși în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a chemat, slăvit să fie numele Domnului. Citeau tinerii la timpul acesta de rugăciune despre ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut prin crucea aceasta pe care noi avem în spatele nostru, despre momentul acela când Hristos a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocare înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Vorbește apostolul Pavel despre momentul acela inedit în care Domnul Iisus Hristos, da, dacă diavolul până la crucea Domnului Iisus Hristos a fost acela care a fost stăpânitorul lumii acesteia, a fost acela care a coordonat lucrurile și într-o anumită măsură era acela care avea puterea și autoritatea ca să facă anumite lucruri, de la crucea Domnului Iisus Hristos și de la Domnul Iisus Hristos vedem că lucrurile încep să se schimbe. Vedem că toată această autoritate și putere pe care diavolul a avut-o îi se ia și dintr-o dată bisericii lui Hristos, copiilor lui Hristos, Dumnezeu le dă această autoritate ca să poată să iasă biruitor împotriva puterii demonice. De ce apostolul Iacov la un moment dat vorbește în Iacov capitolul 4, versetul 7, supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului tari în credință și el o să vă iubească mai mult, vă îmbrățișează mai mult, stă cu voi. Nu! Ce din potrivă, spune Biblia, va fugi de la voi. Înseamnă că există ceva autoritate, înseamnă că există putere, înseamnă că există ceva ceea ce noi probabil de multe ori am pierdut din vedere. De ce apostolul Petru este acela care la un moment dat vorbește și spune diavolul este acela care dă târcoale ca un leu și caută pe cine să înghită, dar voi împotriviți-vă știind că și frații voștri de pretutindeni trec prin aceleași probleme sau provocări ca și voi. Cuvântul lui Dumnezeu este acela care vine și ne arată ce fel de lucrare a făcut Domnul Iisus Hristos pentru fiecare dintre noi în generația anterioară și fiecare generație, și Domnul este acela care vrea ca fiecare dintre noi să fim biruitor. Doamne ajută la lucrul acesta. Și o să plecăm cu de la câteva versete tot din Sfânta Scriptură. Haideți să deschideți, vă rog frumos, 1 Ioan capitolul 5, da? Pentru că lucrul acesta ne va ajuta ca să înțelegem un adevăr profund. Și de aici aș vrea să începem să clădim în seara aceasta, de la adevărul acesta. 1 Ioan capitolul 5 de la versetul 4 spune în felul următor: pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie lumea. Și cel ce câștigă, biruința asupra lumii este credința noastră. Apostolul Ioan merge mai departe și spune, cine este cel care biruie lumea? Dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Câți dintre voi credeți că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Mâna sus! Hai că mă uit la mâinile noastre!
Stai așa să mă așa. Deci toată lumea, așa-i? Welcome to the club. Biblia spune că sunteți aceia care trebuie să-l biruiți pe diavolul. Ne calificăm fiecare dintre noi ca să ieșim biruitori împotriva diavolului. Și aici Apostolul Ioan, interesant, spune, da, cel care biruiește lumea, vorbește mai mult decât diavolul. Și o să vă spun despre ce vorbește. Pentru că Apostolul Ioan, în momentul când vorbește despre lucrul acesta, vorbește despre noua natură pe care noi o primim în momentul când devenim copiii lui Dumnezeu. Noua natură pe care Dumnezeu ne-o dă. Adică natura aceasta de copii al lui Dumnezeu, care vine împreună cu identitatea nouă, care este copil de al lui Dumnezeu, dar și cu autoritatea pe care noi o primim ca și copii al lui Dumnezeu. Și ulterior, da, și puterea pe care Dumnezeu ne-o dă prin puterea Duhului Sfânt despre care s-a vorbit în seara aceasta. Cu alte cuvinte, fiecare dintre noi, în momentul când am experimentat nașterea din nou și în momentul când Dumnezeu a fost acela care a lucrat în viața noastră, El este Cel care lucrează în continuare și ne ajută să înțelegem ce fel de identitate avem. Vedeți cât de important este să fii copilul lui Dumnezeu? Vedeți cât de important este să faci parte din împărăția lui Dumnezeu, să te numești copil al lui Dumnezeu, pentru că în momentul când tu ești copilul lui Dumnezeu, chiar dacă ai fost mai stângaș de multe ori, chiar dacă ai avut multe falimente, chiar dacă până acum poate ai fost înșelat de cel rău și ți s-a spus că nu ești bun de nimica, că nu o să reușești niciodată să-l birui pe cel rău, că de fapt diavolul este așa de sofisticat și așa de puternic și așa de mare că nimeni nu poate să-l biruiască, că da, el face ceea ce vrea, chiar dacă minciunile acestea au ajuns la nivelul minții tale, în seara aceasta aș vrea să le demontăm toate aceste tipare de gândire și să înțelegem că cuvântul lui Dumnezeu este adevărul absolut și de aici noi trebuie să plecăm. De la punctul acesta. Și în momentul când Dumnezeu este Cel care ne cheamă să fim copiii Săi, Dumnezeu este acela care ne dă capacitatea și puterea ca să biruim, așa cum spunea Ioan aici, să biruim, da, întreaga lume. În momentul când vorbește de lume, nu vorbește despre creația pe care Dumnezeu a făcut-o, ci în momentul când vorbește despre lume, vorbește despre sistemul acesta foarte bine organizat pe care diavolul de-a lungul vremii l-a ridicat împotriva cunoștinței lui Dumnezeu. Acest sistem prin care el încearcă să amăgească generația noastră. Acest sistem prin care diavolul nu face altceva decât să spună, da, prin metodele pe care ele aplică într-o vreme ca și aceasta, că nu o să poți niciodată să fii un creștin, da, veritabil, nu o să poți să faci niciodată ceea ce Dumnezeu te-a chemat. Este imposibil într-o lume coruptă să faci lucrul acesta și în seara aceasta cuvântul lui Dumnezeu este acela care ne ajută să înțelegem că în generația secolului 21, Dumnezeu încă mai are tineri și tinere prin care El vrea și pe care vrea să le folosească pentru slava numelui Său, slăvit să fie Domnul. Amin. Vedeți, în momentul când Ioan este cel care vorbește despre lume, el vorbește despre valorile acestea care diavolul le-a construit de-a lungul vremii. Dar haideți să identificăm câteva dintre ele. Unul dintre ele prin care cel rău încearcă să manipuleze mințile noastre și felul nostru de gândire este mass media. Mass media este unul dintre lucrurile prin care cel rău încearcă și reușește de multe ori să amăgească ființele noastre. Totodată prin mass media noi putem să facem lucruri extraordinare și putem ca Evanghelia care e propovăduită aici la Agape să ajungă întreaga lume și oamenii să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Însă din nefericire doar 5% din mass media este folosită corespunzător și bine. Restul de 95% este folosită pentru tot felul de conspirații, tot felul de lucruri prin care încearcă să amăgească generația noastră. Chiar ne uităm la televizor. Una ni se spune și alta este realitatea. Lucrurile care sunt promovate la televizor. Nu mai poți să stai să te uiți frumos la o partidă de fotbal sau la un film bun, pentru că, de fapt, în pauza de film sau de fotbal nu ți se bagă decât alcool, nu ți se bagă decât lucruri mizerabile, se promovează tot felul de lucruri nelegiuite prin care, de fapt, diavolul încearcă să amorțească conștiința noastră că, de fapt, lucrurile astea sunt normale, că lucrurile astea fac parte din societatea noastră, fac parte din viața noastră de zi cu zi. Și fără să-ți dai seama, neputând să compartimentezi lucrurile și acceptând toate aceste provocări și toate aceste ispite, mai devreme sau mai târziu vei cultiva o gândire de felul sistemului lumesc. De aceea Apostolul Ioan este cel care spune: nu iubiți lumea, nici
lucrurile din lume. Căci cine iubește lumea și lucrurile din lume, da, dragostea Tatălui nu este în el. Că lumea și lucrurile din lume într-o zi toate vor pieri. De aceea ne rugăm ca Domnul să ne dea înțelepciune. Hai să trecem mai departe, pentru că nu doar sistemul acesta este organizat doar sau este făcut doar din mass media, ci dacă ne uităm, ne uităm la cultura în care noi trăim. Știți că cultura societății noastre este una care amprentează foarte puternic modul nostru de gândire și de raportare la Dumnezeu. Uitați-vă ce se promovează în școlile noastre, uitați-vă ce se promovează în societate, uitați-vă felul în care societatea asta începe să promoveze, ne învață încă de la grădiniță. Cei care ați mai fost la grădiniță sau ați prins grădinița, cum a fost la grădiniță? Dintr-o dată ți-ai dat seama că ai ajuns la grădiniță între 24 sau 25 de străini, nu? Copilași care nu-i cunoști, nu e asta problema, dar dintr-o dată vine învățătoarea și spune: prima poezie pe care o să o învățăm în ziua de astăzi, cățeluș cu părul creț, da? Sau voi, poate că n-ați mai prins generația voastră poezia asta, nu? Și am început să ne învețe: cățeluș cu părul creț fură rața din cotet. Și din grădiniță ne învață să furăm. Și dintr-o dată te trezești că ești mai mare și ajungi la liceu. Și ajungi la, da, cum am fost noi băieții, știu, mai ales cei care mai fac profesională sau fac o meserie, și ajungi acolo și ți-a spus cel care ți-a fost maestru, zice: bă, prietene, vezi că meseria se fură. Și dintr-o dată zic: bă, dacă se fură, trebuie să o fur, nu? De-aia la guvernanții noștri, da, stilul ăsta au rămas amprentat din copilăria lor. Și fură de rupe, nu, toată lumea, stânga, dreapta, fură de numai. Acum ați văzut ce se întâmplă în Statele Unite. Au blocat pe toți cei care vreau să meargă în Mexico, pentru că Mexico a fost una dintre cele mai mari debandate în care mai mulți români angrenați cu mexicani ori spart bancomate la greu și ori blocat de două zile. Am prieteni care stau blocați în aeroporte în America pentru că nu lasă să meargă în Mexico. Și cei care vreau să meargă sau să iasă din Mexico, i-au ținut de două zile, i-au ținut în aeroporte și i-au culcat pe jos. De ce? Pentru că duhul acesta, da, e cultural. Hai să mai vorbim despre unul în cultura noastră. Vedeți că ceea ce vă spune fratele Darius nu sunt aberații, ci sunt realități cu care noi ne confruntăm, însă nu toată lumea are curajul să vorbească despre lucrurile astea. Hai să ne uităm la țara noastră creștină, da? Ni se spune că suntem o țară creștină. Noi suntem creștini din naștere, n-am mai văzut așa ceva. Ca și cum dacă te naști în garaj, ai devenit mașină. Sau dacă te-ai născut la spital, ai devenit dintr-o dată doctor, știi? Interesant lucru. Dar în țara asta noastră creștină, în care ni se spune că noi suntem de mult, zice noi după, da, chiar mă uitam acum la controversațiile astea care sunt acum cu bebelașul ăla care a murit și au ieșit niște preoți care au spus în felul următor: domnule, zice, noi tradiția asta avem de 1000 de ani, tradiția asta. Păi domnule, scuză-mă, că tradiția asta de 1000 de ani n-are nimica de a face dacă nu este din Sfânta Scriptură. Că adevărul absolut este Sfânta Scriptură, nu tradițiile noastre, nu obiceiurile noastre. Nu mă interesează pe mine de bunicul tău, de străbunicul tău și de străbunică ta care a zburat cu ATV-ul printre stele. Ai înțeles? Că nu mă ajută cu absolut nimica dacă nu are bază scripturală. Înțelegi? Însă cultura aceasta ne afectează. Ni se spune că suntem o țară creștină, dar noi suntem o țară politeistă. Ne închinăm la tot ce zboară și ce nu zboară, tot ce mișcă și ce nu mișcă, da? Tot ne închinăm. Și nu numai noi, multe popoare sunt în felul acesta. Păi cum putem noi să spunem că suntem o țară creștină când noi suntem numărul 1 în Europa la ucideri de copii? Dintr-o 1000 de femei care sunt gravide, 465 avortează. Numărul 1 în Europa. Și numărul 2 din punct de vedere mondial. Știați că în fiecare an, că tot am spus lucrul ăsta și îl spun, am ușit la voi. Interesant lucru că toată lumea caută vaccin anti-COVID. Dar ce-ar fi să inventeze un vaccin anti-avort? Nu s-o gândi nimeni la asta, nu? Dar în fiecare an, populația mondială, da, avortează între 40 și 50 de milioane de copii. I-ați auzit să facă să caute soluții pentru a rezolva problema asta? Nici într-un caz. De ce? Și asta ne face să fim o țară sau lume creștină? Nici într-un caz. Vedeți cât de mult afectează cultura, mințile noastre. Am stat de vorbă cu cineva care venea dintr-o altă țară și la un moment dat stăteam de vorbă și spuneam: auzi, felul tău de a fi și felul tău de cum te raportezi la tot ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu este total diferit. La care îmi spunea către mine, zice: auzi, hai să spun ceva.
Eu zice, în țara noastră, Dumnezeu nu ne permite să facem lucrurile astea. Nu, zic, bravo! Dar n-am știut, mă, că voi aveți un alt Dumnezeu. Dar zic, Dumnezeu Scripturii? Da, zice, ăla, Jehova. Dar serios, zic. Și zic, el ți-e lasă pe tine. La care ea zice către mine, dar cum să nu zice? Noi putem face ce vrem. Nu, zic, să-i mustre Domnul pe tine și pe tăneamul tău. Că în veac pomenirea Dumnezeu ăsta nu schimbă principiile. Aici a fost un alt Dumnezeu pentru America, un alt Dumnezeu pentru africani, un alt Dumnezeu pentru chinezi și un alt Dumnezeu pentru români. Adică noi o să ne ceară Dumnezeu să fim oameni sfinți și lor să le ceară să trăiască cum vor? Oare chiar așa să fie? Sau cultura amprentează mințile noastre și viețile noastre fără să ne dă? Să ne dăm seama. Dacă ne uităm în continuare, putem să mai identificăm câteva lucruri prin care cerul încearcă să amprenteze viețile noastre. Pe lângă, da, am spus, pe lângă cultură, pe lângă mass media, da, apoi putem să vorbim despre popularitate, spiritul acesta feminist, postmodernismul, toate aceste lucruri, New Age, așa mai departe, lucruri prin care cerul nu fac altceva decât să ridice împotriva adevărului Scripturii, tot felul de tipare de gândire prin care se ne manipuleze mintea. Și mulți dintre noi, fără să ne dăm seama, am fost amprentați de lucrurile acestea. Apoi, dintr-o dată, devenim copiii lui Dumnezeu, iubim pe Dumnezeu. Se produce nașterea din nou în viața noastră, dar nivelul nostru de gândire sau mintea noastră nu a mai fost transformată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și de Cuvântul lui Dumnezeu ca să putem să discernem ce este din partea celui rău și ce este din partea lui Dumnezeu. De aceea mulți dintre noi suntem falimentari, de aceea mulți dintre noi nu putem să ieșim biruitori, pentru că n-am învățat și nu ne-am disciplinat, n-am studiat suficient Sfânta Scriptură să vedem ce este bun, de ce nu este bun. Pentru că Dumnezeu este acela care în vremea aceasta pe fiecare dintre noi își dorește ca să putem să trăim vieți sfinte înaintea lui Dumnezeu. Uitați ce spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 14. El spune în felul următor, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, da? Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne poartă totdeauna cu carul său de biruință în Iisus Hristos. Dumnezeu este acela care ne poartă totdeauna cu carul de biruință. Apostolul Pavel nu vine să ne spună că copiii lui Dumnezeu sunt purtați cu carul de biruință din când în când. Atunci când își aduce Dumnezeu chef, atunci când își aduce, mă iertați, aminte de ei că sunt copiii lui Dumnezeu. Nu! Copiii lui Dumnezeu sunt purtați cu carul de biruință. Când Apostolul Pavel vorbește lucrul acesta coloseni, celor Corint, nu Coloseni, mulțumesc, din Corint, dar nu face altceva decât le aduce aminte și le pictează un tablou. Le aduce aminte de felul în care, în vremea aceea, în antichitate, în momentul când un împărat cucerea anumite domenii, cucerea anumite cetăți, cucerea anumite zone noi, cel care a fost cel mai bun viteaz lângă el, nu făcea altceva decât la întoarcerea lui în împărăția sa și în cetatea sa, îl lua în carul de biruință și îl punea lângă el. Îl punea acolo lângă el și în momentul când intra în împărăție și în momentul când intra din nou în cetate, toată lumea care aștepta împăratul îl vedea pe cel care a fost cel mai cucernic, cel mai puternic soldat pe care l-a avut. Acum Apostolul Pavel face o paranteză și spune, dacă un om putea să aibă șansa aceasta ca odată în viață să fie cel mai renumit om după împărat, gândiți-vă că Hristos Domnul este acela care pe copiii să îi poartă totdeauna cu carul său de biruință, slăvit să fie Domnul. Nu ne poartă Domnul din când în când. Hristos Domnul ne poartă 24 de ore în fiecare zi. În fiecare zi ești purtată cu carul Domnului de biruință. Dumnezeu este acela care își dorește ca fiecare dintre noi să putem să înțelegem că El ne-a chemat într-o vreme ca și aceasta să putem să fim biruitori. Doamne ajută la lucrul acesta! La un moment dat, într-o bună zi, Papa de la Roma a fost invitat să meargă în New York la o festivitate. Și la festivitatea aceasta era așteptat, erau foarte mulți care îl așteptau și a fost așteptat în aeroportul unde trebuia să sosească, datorită unor probleme, avionul cu care era n-a putut să aterizeze acolo și a fost dus la un alt aeroport, aproape de aeroportul unde trebuia să fie așteptat. Și în momentul când a ajuns convoiul după el, ca să-l ieie, la un moment dat, Papa de la Roma se uită la șofer și zice felul următor, prietene, tu știi cine eu? La care, bineînțeles, sunteți Papa de la Roma, v-am așteptat de atâta vreme și sigur că auzi, zice, vezi că mie nu-mi place să fiu întârziat la acea conferință, așa că faci ce faci și mă duci repede să ajung la conferință.
La care șoferul se uită, domnul Papa de la Roma, dar noi avem un protocol pe care trebuie să-l împlinim și trebuie să avem foarte mare grijă de dumneavoastră să ajungeți în siguranță acolo. La care Papa de la Roma zice, prietene, mă duci rapid că avem treabă, bine? Și vă dați seama, șoferul a început să meargă pe drumurile din New York, foarte aglomerat, foarte mare aglomerație. La un moment dat când a văzut Papa de la Roma ce încet merge, șoferul bătut în el zice, pull over, trage pe dreapta, zice. Acum zice, conduc eu, ia du-te tu în spate. Și a mers Papa de la Roma, s-a pus la volan și a început, vum, 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 între mașini, a început să facă, da, să ajungă cât de repede acolo. Și dintr-o dată, în spatele lor, dintr-o dată o mașină de poliție, dină, nină, știi? Și l-a tras pe dreapta. Și cel care s-a dat jos, șoferul de mașina de poliție, era cu un colegul său, deja și-a luat carnetul acela pentru amendă, s-a uitat la numărul de înregistrare, a început să scrie și a mers. În timp ce scria, a mers spre mașină, a bătut la geam, așa cum fac americanii, el scria liniștit și dintr-o dată s-a uitat în mașină și când l-a văzut pe Papa de la Roma la volan, s-a blocat. S-a uitat în spate la colegul lui, s-a uitat înapoi la mașină, s-a uitat iar în spate colegul lui din mașină și bă, zice, dar ce cu tine? Ce baiu? Înțelegi, l-a văzut ăsta cu mâna pe pistol repede, bă, sigur îi bai ceva. El odată îl vede pe ăsta că vine înapoi și lasă pe Papa de la Roma acolo și merge, de fapt îl lasă pe mașina acolo și merge înapoi spre mașina lui. Și interesant zice, mă, prietene, dar ce s-a întâmplat? Al doilea coleg spune către primul poliție, zice, mă, m-am blocat și nu pot să-i dau amendă la omul ăsta. La care prietenul lui... Colegul zice, dar ce vrei să-mi spui? Cum adică? Doar nu e ăsta, dar ce vrei să spui? Zice, ăsta e mai mare ca și guvernatorul New Yorkului, la care zice, nu zice, dar e mai mare ca și el. Când a auzit ăsta, cum așa? Zice, mai mare ca primarul New Yorkului, la care se uită la el, zice, dar e mai mare ca și el. Bă, zice, să nu spui că e mai mare ca și președintele Americii, la care ăsta zice, bă, zice, dar spune-mă cine e omul ăsta de nu-i dat amendă. La care polițistul, așa nedumerit, zice, bă, zice, nu știu cine îi, dar are de șofer pe Papa de la Roma. Ați înțeles? Era șoferul. Ați înțeles? Auzi, acum, hai să vă spun ceva. Cam ăsta e un adevăr pentru noi. Știți, diavolul mai încearcă să te mai oprească așa prin trafic, te mai oprește. Înțelegi, dacă tu ești la volan, e o baie mare. Dar dacă lași pe Hristos să fie Domnul și Stăpânul vieții tale, când te oprește și îl vede pe Hristos, zice, iertați-mă că v-am deranjat, că n-are nicio putere, ai înțeles? Dar problema e că de multe ori nu lăsăm noi pe Hristos să ne conducă viața noastră, nu lăsăm noi pe Iisus Hristos ca să fie El Domnul și Stăpânul vieții noastre, ca să putem să ieșim biruitor. Pentru că dacă vrei să ieși biruitor în generația secolului 21, trebuie să faci câteva lucruri. Primul, care aș vrea să-l subliniez pentru că timpul trece așa de repede, știți care este primul lucru care trebuia să-l facem? Este să fim credincioși în lucrurile mici. Amin. Pentru a putea ieși biruitor, trebuie să fii credincios în lucrurile mici. Una dintre problemele generației noastre este că nu mai suntem credincioși în lucrurile mici. Toți dintre noi ne dorim dintr-o dată să fim super vedete. Dintr-o dată ne dorim să fim nu știu cine, nu? Gabi Zăgrean, că l-aveți de păstor, nu? Ne dorim să fim nu știu cine, nu? Dintr-o dată. Fără să ne dăm seama că Dumnezeu este acela care ne cheamă să fim credincioși în lucrurile mici. Ce ți-a încredințat Dumnezeu? Puneți întrebarea, ce ți-a încredințat Dumnezeu de când Domnul a început să lucreze în viața ta? Mântuirea ne-a încredințat-o fiecăruia dintre noi. Câți dintre noi suntem credincioși cu mântuirea pe care am primit-o? Pentru că noi vrem ca să ieșim biruitor, dar nu poți să ieși biruitor împotriva puterii demonice dacă tu nu ești acela care ești credincios în lucrurile mici. Uitați unul dintre principiile împărăției lui Dumnezeu. În Luca capitolul 16, versetul 10, Domnul Iisus Hristos spunea, cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Dacă vrei să vezi pe cineva ce poate să facă, nu te uita la lucrurile mari. Uite-te la lucruri mărunte. Și acum, păcat că nu-s părinții voștri aici, sau cel puțin nu sunt toți, da. Că aș vrea să vă întreb așa, câți dintre voi vă faceți patul după ce vă treziți dimineața? Sau pe la miază, așa cum vă treziți unii dintre voi? Câți dintre voi? Da, zice, lasă facă mama și tată, dar se credincioșie în lucrurile mici. Câți dintre voi vă mai luați hainele murdare să le duceți la spălat? Dar frate, Darius, acum nu suntem aici la lectură spirituală, nu la bună manieră. Dar are de-a face cu viața noastră că vă căsătoriți. Halo? Să vedeți voi după aia cum o să fie. Junglă la unii dintre voi, nu? O să închideți hainele murdare cu picioarele în
Nu? Câți dintre voi, noi ne râdem, dar astea sunt lucruri reale. Câți dintre noi mai suntem credincioși să spunem părinților noștri mulțumesc frumos pentru că îmi faci de mâncare, îmi speli hainele, mi le calci în fiecare zi? Câți dintre voi mai sunteți credincioși? Că astea sunt lucruri mici. Astea nu sunt lucruri mari. Asta nu arată spiritualitatea noastră, nu este dovedită prin faptul că noi ne rugăm, prin faptul că știm câteva pasaje din Scriptură. Nu, 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 nu. A fi credincios în lucrurile acelea mici. Dacă vrei ca Dumnezeu să îți dea biruință, și o să vedem imediat, trebuie să înțelegi că trebuie să fii credincios în lucrurile mici. Câți dintre voi mai sunteți credincioși, da? Așa, în lucrurile acelea mici. Hai să definim câteva credincioșii în lucrurile mici. Haideți să ne uităm la câteva, da? Câți dintre voi mai sunteți credincioși cu Scriptura și o citiți în fiecare zi? Că vrem ca să ieșim biruitor împotriva diavolului. Știți că diavolul este cel mai bun teolog, mai bun ca oricare dintre teologii pe care voi i-ați auzit vreodată. Nu există teolog care să fi născut pe planeta aceasta, în afară de Domnul Iisus Hristos, care să fie mai dotat ca diavolul. Și vă spun de ce. De 6.000 de ani, o studia Scriptura, o răsfoit-o, da, de la cap la coadă de multe ori. O reușit să trântească la pământ, de la împărați, la proroci, la oameni deosebiți, oameni care Dumnezeu i-a folosit și o reușit să-i trântească. Dacă au avut tupeul ăsta să vină la Domnul Iisus Hristos și să-L atace, cu ce l-a atacat? Cu cuvântul. Cu cuvântul. El care era cuvântul în sine, a avut cu tupeu, diavolul să vină. Dar la tine și la mine crezi că nu o să vină? Dar știi cum o să vină? Diavolul nu vine în strategia pe care diavolul o are în secolul 21, da? Nu este ca să spună că nu există Dumnezeu. Că toată lumea și ateii cred că există Dumnezeu. Nu, nu, nu. Oare chiar așa a spus Dumnezeu? El e cel care înșală și cei mai mulți în vremea noastră sunt înșelați prin anumite pasaje din Scriptură care n-au făcut altceva decât să introducă lucruri care sunt neadevărate și să se folosească de anumite pasaje din Scriptură să ne spună că de fapt nu trebuie să fiți așa cum spun ăștia, că ăștia sprea nu știu cum. Voi puteți face ce vreți, cum vreți. Și ne uităm la viețile lor și niște falimente. Ne uităm la viețile lor și au ruinat bisericile, ne uităm la viețile lor și au ruinat tineretul, ne uităm la viețile lor și au ruinat familiile din biserică, ne uităm la viețile lor și ne dăm seama că oamenii aceia undeva au clacat-o. De ce? Pentru că au acceptat o învățătură falsă. Hristos Domnul spunea, în lume vor veni mulți Hristoși mincinoși. Hai să vă dau câteva exemple. În urmă cu ceva timp am fost chemat să ne rugăm pentru o familie care erau demonizați. Toată noaptea s-o bătut dea cu el. La un moment dat, cel unde stătea, era cumnatul lor, era într-o altă țară, au auzit de lucrarea care Dumnezeu o face la Orșova și ne-o contacta și au zis, n-ai vrea să vii până aici ca să te rogi pentru ei. Și întâmplarea a fost puțin mai lungă, acum eu să o scurtez puțin. Am ajuns acolo, la ei acasă, la un moment dat am ajuns la ea și ea zice către mine, pacea Domnului, bine ai venit, hai să ne rugăm. Eu, când am văzut-o, mustrete Domnul, ne rugăm când spun eu, nu când spui tu. Zic, ce ați făcut azi noapte? Ea către mine, frate, dar zice, ne-o tulbura niște duri, zice, dar acum sunt bine. Dar mă uitam la ea, îmi dădeam seama că nu-i bine, că doar vezi când e bine. Dar nu era bine deloc. Așa când diavolul te muncește și când diavolul cochetezi cu el și ție prieten, apoi praf și pulbere îți face viața. Înțelegi? Să nu crezi că e prietenul tău. Și am zis către el, ce ai făcut? Nu, eu, zice ea către mine, eu sunt cu Iisus. Mă, tă cu Iisus, tă cu Iisus, tă cu Iisus. Mă, mustăche Domnul, eu, în gândul meu, mă, dar ce tăt Iisus asta? Că... Și dintr-o dată îmi vorbește Dumnezeu și zice, ia întreabă. Uite ce zice Biblia zi. Că trebuie să punem la încercare pe orice duh care a venit în lume. Așa e, frate. Nu vrei să faci o rugăciune după mine, eu către ea. La care ea către mine. Poate acum să nu. Dar ia zi după mine, zic, Doamne Iisuse Hristoase, la care ea către mine, se chea cu așa pe jumătate deschis, jumătate închis, zice, Doamne Iisuse, nu, 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 zic, Doamne Iisuse, zicea către mine, mă zic, spune așa cum zic eu, Doamne Iisuse Hristoase, la care ea de nou, Doamne Iisuse, dar spune Hristoase, zice către mine, mă, dintr-o dată așa îmi dă Duhul Sfânt și zic către ea, mă uit așa în ochi și zic, ești tu Iisus Hristos din Nazaret, care ai venit în lumea noastră, ai murit și ai înviat a treia zi după Scripturi, dintr-o dată a început să facă așa. Nu, zicea către mine, ai mustră că Domnul de Duh înșelător. Era un Duh care se numea Iisus. Ascultați-mă bine ce vă spun. Și Duhul ăsta, pravagii face în ziua de astăzi. Așa îl chema. Nu-l chema Iisus Hristos din Nazaret. Când i-am spus, ești tu Iisus. Și când am început, după aia am început să manifeste până atunci o stare liniștită. Eu avea vreo 45 de chile când m-a născut.
Am pus-o pe un fotoliu, era patru care o ținea în jur și eu m-am pus cu scaunul din ăsta pe picioarele ei așa, am ținut-o așa, am așa mă ridicat cu scaunul, până și demonul ăla din ea. Și după aia a început Dumnezeu să o libereze. Și pe harul lui Dumnezeu e liberată și astăzi, și pe ea, și bărbatul ei, și slujesc într-o biserică în una dintre țările noastre învecinate și sunt niște oameni deosebiți, dar au fost înșelate de un duh. Știți cum, ce formă vine la ea? A zis că era într-o, numai ce s-a întors la Domnul, fără mărturisire, fără alte lucruri, și era într-o casă la cineva și avea mai multe icoane. Și dintr-o dată a auzit o voce și a zis, poruncește icoane să se spargă. Și zice, cum să poruncesc? La care vocea aia din nou, poruncește icoane să se spargă. La care o zicea, cum să poruncesc? Și aceeași voce a zis, dacă nu poruncești, îl trimit pe Satana în tine. Și așa i-a zis. Era demonul care o manipula. De ce? Pentru că nu cunoștea cuvântul. Cât de important este pentru noi cuvântul. De ce credeți că noi, părinții voștri, pastorii voștri, noi ca și păstori, totdeauna spunem, mă, citiți cuvântul, citiți cuvântul. Hristos Iisus spunea în felul următor, Domnul Iisus Hristos spunea, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face slobos, liber de orice lucru. Cuvântul, ia Biblia și citește. Nu aștepta tu să spune X și Y ce se întâmplă. Citește cuvântul lui Dumnezeu pentru că în el socotiți că este viața veșnică, că tocmai ele mărturisesc despre Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Domnului. Interesant lucru că duhul ăsta lui Iisus l-am întâlnit în multe. Știți că există brahamiști, ați auzit de religia brahamistă? Da, poate nu, dar unii dintre voi știți, mai ales cei care sunt la teologie știți. Da? Ăștia sunt cu Iisus, Jesus only, sau ați auzit de Jesus only. Iisus, da, am avut unul de ăsta, l-am întâlnit la Orșova. Și ăsta tot să fie membru la noi la biserică. Mă zic, da, eu nu mai te înțeleg. Am stat de cu el. Zice, nu zice că voi sunteți stăți eretici. Eu zice, știu bine. Mă, mustre-te, Domnul, mă, să te mustre, mă, de pereche văruit, mă. Dar pentru ce vrei tu să vii tu aici la noi la biserică, dacă noi tot suntem răi? Zic, pentru ce vrei tu să vii să iei cina, zic, aici cu noi, că noi tot suntem eretici și tu ești bun. Nu, zice, eu sunt mărturie aici între voi. Nu, zic, așa vreau să zic ceva, am să filmează. Am zis că la, știți, teles, la gară, înțelegi? Nu, dar cum adică? Înțelegi? Dar nu a vrut demonul ăsta. E așa de sofisticat și așa de pervers. Știți de ce? Pentru că se folosește de cuvântul lui Dumnezeu. Și una dintre lucrurile care i-am spus atunci la ăsta, i-am spus, bă, pișta, că m-a nervat, mă, m-a nervat. Bă, zic, bă, luați-i ca, bă, fii atent, mă, hai să spun ceva. Mă, zic, dar ăsta e Iisus a tău. Zic, cum e? Păi zice el acum pe pământ. Dar zic, când o fost pe cruce, cu cine o vorbit? Păi zice el către mine, nu știu. Păi mă, când o vorbit, că o zis tată, tată și mai ce o zis acolo? Eu către că deja n-am mai putut. Zic, mă, dar cu cine o vorbit? Păi zice, bănuiesc zice că o vorbi singur. N-au zic, du-te tu și slujește unui Hristos de ăsta. Că eu zic, în veac pomenirea nu vreau să slujesc unui Hristos care vorbește singur. Eu slujesc unui Dumnezeu, care este Dumnezeu Tată, Dumnezeu Fiul Iisus Hristos și Dumnezeu Duhul Sfânt. Amin. Și ăștia trei sunt Sfânta Treime care lucrează într-o armonie perfectă, ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, dar demonul acesta este foarte, foarte manipulant. Dar de ce nu vrem să citim Scriptura? V-a spus întrebarea, că asta e credincioșie în lucrurile mici, de ce? Nu cumva oare există un demon care poate te manipulează? Și atunci când trebuie să citești Scriptura, sună telefonul și primești mesaj și ceva mai important. V-a spus întrebarea asta? Ca să nu te lese, ca să crești din punct de vedere spiritual și să cunoști adevărul și să nu poată cerul să te biruiască, să ești biruitor, că de-aia suntem de multe ori falimentari. Că dacă am cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, să știți că diavolul n-ar putea să-i înșele. Uitați-vă cu ce ne înșală de... Nu ești frumoasă, știi, uiți în oglindă, te vezi pe tine, înțelegi, dar tu zici, băi, dar nu-s frumoasă deloc, nu? Am avut pe una care avea probleme cu anorexia și o venit la centru la noi să ne rugăm pentru ea. Avea undeva la vreo 37 de kilograme, așa, era cam de statura asta și zicea, vai, zice, frate Darius, una dintre problemele care am, sunt așa de grasă. Eu am crezut că îi dau două pălmi. Zic, mă, ce ai zis? Eu zice, mă uit în oglindă, păi de ce? Pentru că aici la nivelul minții spunea cineva. Că bătălia, aici este de la nivelul minții. Dar când am început să ne rugăm și când am început ca să o ajutăm ca să se dezică de toate lucrurile pe care ea le-a acceptat în viața ei. Pentru că Hristos Domnul când intră în viața noastră, El este Cel care satisface toate domeniile vieții noastre. Niciun domeniu pe care noi îl avem ca și oameni și nevoi pe care le avem nu poate să fie satisfăcute de către lucrurile lumii.
Singurul care poate să le satisfacă este Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Domnului. Și în momentul în care tu cunoști cuvântul, îți dai seama că în momentul acesta devii și te împlinești. În momentul acela îți dai seama că nu-ți mai trebuie să arăți ca și lumea, nu mai trebuie să te comporți ca și lumea, nu mai trebuie să vorbești ca și lumea, nu mai trebuie să arăți ca și lumea, nu mai trebuie să umbli ca și lumea, că de fapt Hristos Domnul este Cel care ți-a dat o nouă identitate de copil, să slăvit să fie numele Domnului. Însă datorită faptului că nu suntem credincioși în lucruri mici, mulți dintre noi suntem falimentari. Hai să mai vedem o altă credincioșie. Rugăciunea. Acum astea sunt lucruri care voi le știți, nu sunt noi. Că eu, asta e frumusețea. Că sunt lucruri pe care noi le știm și nu le facem. Câți dintre noi mai suntem credincioși cu timpul nostru de rugăciune înaintea lui Dumnezeu? Pentru că nu degeaba n-avem putere să ne rugăm aici, că nu aici se primește puterea. O, Domnul aici ne încarcă, dar puterea se primește în odăiță. Câte vreme tu stai pe rugăciune acasă și ești credincios și credincioasă cu timpul acela de rugăciune, acolo Dumnezeu te îmbracă cu putere și când vii aici ai ceva natural să te deschizi. Nu mai e nevoie ca să vină fratele Lucian, dar și frații tineri care slujesc aici să spună: haide să ne deschidem inimile, că inima ta este deschisă la rugăciune pentru că tu ești într-o legătură permanentă cu Dumnezeu. Lăudați să fie numele Domnului, că doar Duhul Sfânt nu vine și pleacă de la noi așa cum avem noi de mulți filozofia în mințile noastre. O, vine acum și apoi pleacă și apoi hai să-L invităm pe Duhul Sfânt apoi să vină în viața noastră. Păi Biblia spune că noi suntem temple ale Duhului Sfânt, slăviți să fie Domnul. Și Hristos Domnul este acela care a spus: mergeți în toată lumea și faceți ucenici din toate neamuri, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit și iată că eu sunt cu voi în când? Joia seara, duminică dimineața și duminică seara. Restul are concediu, nu? Restul e prea ocupat cu restul globului pământesc. Nu. Domnul Iisus Hristos a spus: eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Și eu cred lucrul acesta că este un adevăr absolut. N-a fost rostit de un om oarecare, ci a fost rostit de Cel care a creat cerul și pământul. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și asta trebuie să ne cultivăm în mințile noastre. Să înțelegem că Hristos Domnul este acela care este cu noi. Dar trebuie să fim credincioși în lucrurile mici. Pentru a putea, ca să dobândim și pentru a putea să facem lucrurile pe care Domnul ne cheamă. Câți dintre noi în secolul 21, într-un secol postmodernist, câți dintre noi mai suntem oameni care mai postim înaintea lui Dumnezeu? Câte zile pe săptămână postești? Joi, frate Darius, cam mult. Odată pan ajunge, nu? Păi tu vrei să fii credincios și vrei ca Dumnezeu să te folosească. Personal cunosc oameni care au postit în fiecare an mai multe zile decât au mâncat în anul acela. Au stat mai multe zile de post în anul acela decât au mâncat în anul acela. Și persoane care sunt căsătorite, care au responsabilități, care au tot felul de lucruri care trebuie să le împlinească, dar Dumnezeu îi folosește, Dumnezeu e acela care onorează felul lor de credincioșie. Ascultă-mă bine, vrei ca Dumnezeu să te folosească și să ieși biruitor împotriva diavolului, pune-te deoparte pentru Domnul. Că mulți dintre noi am înțeles că sfințenia aceasta are de-a face cu exteriorul nostru fals, fals. Sfințenia are de-a face cu punerea noastră deoparte pentru Dumnezeu. Sfințenia are de-a face cu dedicarea noastră pentru Dumnezeu. Sfințenia are de-a face prin faptul că ne punem deoparte și alegem să stăm în prezența lui Hristos, în rugăciune, în cuvânt. Da? Atunci când veniți la repetiție, atunci când veniți la slujba, atunci când faceți o lucrare pentru Domnul, este ne punem deoparte pentru Domnul, iar Dumnezeu este acela care onorează credincioșia aceasta micuță din viețile noastre. Mă rog ca Domnul să ne ajute. Pui-te deoparte să vezi numai cum începe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să lucreze în viața ta, să te crească, să scadă puterea firii pământești în viața ta și să înceapă să te umple Domnul cu putere duhovnicească ca să poți să biruiești pe cel rău și să nu poată diavolul să vină să spună că nu e suficient de puternic, că nu e suficient de pregătit, că ai nevoie de mai multă pregătire, că de fapt alții sunt pregătiți, că Dumnezeu folosește în secolul 21 doar oameni cu daruri și alte ideologii care n-au nimic de a face cu Sfânta Scriptură. Biblia ne spune clar, copiii lui Dumnezeu sunt aceia care poate să lupte împotriva diavolului și să-l biruiască, amin. Dar fără niciun compromis. Asta înseamnă credincioșie în lucrurile mici. Haideți să începem să facem lucrurile acestea. În echipa noastră, și o spun asta totdeauna, avem tineri de la 17 ani, probabil a fost cel mai tânăr care a fost cu noi în echipă și care e împreună cu noi și acum, care slujește. Tânărul ăsta vine din Biserica Ortodoxă, era cantor în Biserica Ortodoxă și la un moment dat era acolo împreună cu popa și într-o dată îl vede că ia țigara și începe să fumeze. Și zice că eu zice, dar ce faci? Lasă, zice că face mai mult fum. Face mai mult fum. Acolo, în altar. Zice, dar cum adică? Mai ia
o zice, după ce o dat cu fum, o lua și o guriță așa de ce-a avut el acolo în altar și zice, hai acum să mergem să slujim. Și când l-a văzut în rost, zice, eu așa, zice, nu mai slujești. Și o lăsat biserica ortodoxă și o luat așa pe rând. Și au început să meargă acolo, acolo, acolo. Și au zis, Doamne, unde te simt pe tine, Doamne? Acolo vreau să rămân, că aia înseamnă că e biserica ta. Și așa, într-o zi, au ajuns și la noi la biserică. Și aceeași rugăciune îndrăzneață pe care a făcut-o în câteva locuri, a făcut-o și la noi în biserică. Și în momentul când a făcut rugăciunea aceea și a zis, Doamne, dacă Tu ești aici și ai în biserica asta, vrei să rămân. Mă rog, Doamne, să simt un cutremur, un curent din creștetul capului până în tălpile picioare. Și în momentul următoare, bum, o simțit. La două săptămâni Domnul botează cu Duhul Sfânt, nebotezat în apă. E unul dintre liderii echipei cu care ne rugăm. La 17 ani Domnul folosea pe Robert, acum Cătălin îl știe, pe Robert. La 17 ani când aveam câte un caz de eliberare, ne rugam pentru el și el nu mă stătea. Păi el ținea numai și ziceam, roagă-te să vezi ce-ți arată Domnul. Și vinea și îmi spunea, vezi că demonul ăsta e localizat acolo, vezi că demonul ăsta se cheamă așa, vezi că demonul ăsta e acolo, vezi că au făcut cu tare lucru, de aia au avut diavolul acces la ea. 17 ani. Și pe harul lui Dumnezeu are 19 ani acum și în echipa de slujire un tânăr deosebit dedicat, deși nu are pe nimeni în familia lui credincios, da? Dar un tânăr de care Dumnezeu se folosește la fel cum vrea pe fiecare. Dar ne-am învățat să se pună deoparte pentru Dumnezeu. I-am învățat ca să steie în rugăciune. I-am învățat ca să învețe ce înseamnă să fii credincios, să lucrezi mici. Ascultați-mă, Dumnezeu nu face rabat la niciunul dintre noi. Să nu credeți prin faptul că noi suntem mai frumoși, cu ochi albaștri, căprui și mai blonzi și mai brunezi, mai nu știu cum, dintr-o dată Dumnezeu face rabat și Domnul o să facă anumite lucruri. Nu, nu, nu. Cuvântul lui Dumnezeu este acela care rămâne pentru totdeauna în picioare. Amin. Haideți să fim credincioși în lucrurile mici. Haideți să învățăm să fim credincioși în lucrurile mici. Să vedeți, eu cred că cu generația noastră are Dumnezeu de lucru și asta vorbesc totdeauna cu prietenul meu Marius. Și spun, Marius, în generația noastră Dumnezeu ridică tinere și tineri pe care Dumnezeu echipează, tineri prin care Dumnezeu să facă lucrări extraordinare. Să știți că Dumnezeu face în secolul nostru lucrul acesta, dar o face cu cei care se pun deoparte pentru Domnul și cei care sunt credincioși în lucrurile mici. Atunci vei vedea felul în care Dumnezeu va lucra. Știți, există și ideea asta, mă, eu vreau să mă duc să predic la 1000, la 2000, la 5000, la 10000, mă duc și eu în Africa, ca și Bonche, la 1 milion, 2 milioane de oameni să predic. Dar ascultă-mă, dacă nu ești credincios în lucrurile mici să predici la colegul tău de bancă, la colega ta de bancă, la vecinul tău, la cel de pe scara ta, la cel care îți spune că ți este prieten și tu nu-i predici cuvântul lui Dumnezeu, nu o să poți să predici niciodată la 1000, pentru că trebuie să fii prima oară credincios în lucrurile acelea mici, să le spui oamenilor din jurul tău felul cum Hristos a lucrat în viața ta, să spui că Dumnezeu este acela care ți-a ascultat rugăciunea, să spui că Dumnezeu este acela care face minuni, da, în secolul 21, Dumnezeu mai liberează, Dumnezeu mai mântuiește, Dumnezeu mai vindecă de cancer, Dumnezeu mai vindecă de oase, Dumnezeu mai face lucrurile să apară, pentru că El este Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului, trebuie să fim credincioși în lucrurile acelea mici, iar apoi Dumnezeu ne va încredința lucrul mare. Noi de multe ori ne uităm la David și spunem, mă, dar David ăsta s-a luptat cu Golia și vrem să fim un luptător ca și David. Și prea puțin dintre noi mai ne gândim la felul lui de viețuire. Vă aduceți aminte când David merge acolo pe frontul de bătălie și când îl vede Saul zice, măi, zice, tu ești numai un copilaș, cum să te bați tu cu Golia? Când îi spune David, auzi, zice, eu mă bat cu nelegiuitul ăsta, ăsta o cărât oștirea lui Dumnezeu. Nimeni nu poate să o cărească oștirea lui Dumnezeu și Dumnezeu să nu intre la lucru împotriva lui. Zice Saul către el, hai atunci totul să te echipezi cu lucrurile mele, cu armătura mea, cu sabia mea, cu ce mai avea sau... Nu, zice, stai liniștit. Înainte ca eu să mă bag cu nelegiuitul ăsta, hai să spun cum era robul tău. Robul tău era ascultător în totalitate tatălui tău, altă credincioșie. Să fie ascultător în toate lucrurile. Și Biblia spune că tatăl său îl mâna cu oile. No, cazi dintre voi vreți să aveți job de cioban, ciobăniță. Mâna sus. Nu, frate Darius, nu, la computer, la... Da, alea și da, alea, zice, minunății, ce zice cioban. Dar, știi, acum nu vă mai spun, că m-am cumpărat niște capre și niște oi. Și m-a chemat îngrijitor, zice, domnul frate Darius, că e frate Darius, hai, zice, să prinzi acolo, că zice, că avem una care e șoapă, zice, și, am mers, am luat căprița de picioare, ce vorbești, 2 săptămâni nu mă ieși mirosul. Din mâini. Știi, cam așa e. Știi, dacă vrei să fii cioban, trebuie să puți oaie.
Mai înțeles? Dar nu, zice, nu, noi vrem să fim numai așa aici la pupit și după aia restul să facă oile ce vor. Nu merge așa. David era credincios în lucrurile micuțe. Îl trimitea taică-său cu oile, zicea, yes, sir. Nu, zicea, trimite pe fratele meu ălalalt. Nu. Zicea, du-te spală vasele, nicio problemă. Du-te aspiră, nicio problemă. Du-te fă praful, nicio problemă. Ce să vă mai spun? Ce nu vă place? Spuneți repede. Da, du-te fă curăță baia, nu? Nicio problemă. Asta era ascultător în toate lucrurile. Și Biblia spune că în momentul în care David vorbește, zice, hai să spun ceva, Saule. Zice, când venea câte un leu și câte un urs să fure câte o oaie de acolo, deci eu nu fugeam, nu? Că la cei mai mulți din creștinii secolului 21 le frică de babau. Le frică de babau. De ce dormiți cu becul aprins unii dintre voi? Păi dacă voi pocăiți de părvemea dinozaurilor, cum vine asta? Păi dar nu e un paradox, adică noi cu Jesus, nu, și noi suntem cei mai tare, cei mai juicy și când colo noi toți, nu, când auzi ceva, nu? Mă aduc aminte aia că vă spun și pe asta acum, trebuie să o mărturisesc. Înainte să mă pocăiesc, eram căsătorit, da? Luna viitoare am 20 de ani de căsătorie, mulțumesc Domnului pentru Ligia, soția mea, avem 5 copilași. Și eram ca nepocăit înainte să mă pocăiesc. Nepocăit așa cum ziceți unii dintre voi, nu mai cu mască, fără mască, tăi nepocăiți ziceți. Știu eu că zice asta, stați liniștiți. Și mă aduc aminte că într-o seară eram și dintr-o dată aud ceva până casă. Zic că Ligia, du-te să vezi ce îi. Mi-era o frică tremurantă, nu mă zice, du-te tu că tu ești bărat. Du-te tu că dacă se întâmplă ceva, se întâmplă cu tine, nu cu mine. Aveam nesiguranța mântuirii, știi? Și atunci cam așa se întâmplă. Acum vedeți cum e treaba. Dar după ce Domnul m-a botezat cu Duhul Sfânt și după ce Domnul mi-a schimbat viața, după aia lucrurile s-au schimbat. Dar interesant lucru, nu-i așa? Noi care suntem copii de Dumnezeu, diavolul e frică de noi, că așa zice Biblia, da? Și totuși nouă ni-e frică de el. Un paradox. Atunci e ceva, e bai, ori la noi, ori la el. El, noi știm că e la el, e bai, că el e vai și, vai și amar, da? Dar de ce nouă ni-e frică? Dar David spunea în felul următor, hai să spun ceva, stăpâne. Când venea leu și ursul, eu fugeam după el. Și zice, când lua câte o uiță din turmă, îi smulgeam oaia din gură și dacă se întorcea la mine și făcea îi luam fălcile și le spărticam în două, să iau cine-i șeful aici. Asta era viteaz, a învins frica. Era un om care era credincios în toate lucrurile. Asta înseamnă, ascultați-mă, credincioșie în lucrurile mici este unul dintre cele mai fundamentale dacă rămiți din viața credinciosului. Ascultați-mă ce vă spun. De aici pleacă totul. Până a sluji și a face alte lucruri dacă nu ești credincios. Dacă aici în casa lui Dumnezeu, când ai văzut o hârtie pe jos, ai văzut o mizerie, n-ai luat-o, s-o arunci la gunoi, nu ești credincios în lucrurile mici. Pentru că Dumnezeu se uită la fiecare detaliu din viața noastră. Înțelegeți-mă. Vedeți, David înainte să se bată cu Goliat, a fost credincios în lucrurile mici. Domnul Iisus Hristos înainte să iasă biruitor împotriva diavolului pe cruce. Ascultați-mă bine. L-a biruit pe diavolul în singurătate. Unde nu l-a văzut nici mama, nici tata, nici păstorul, nici nimeni. Acolo unde vine diavolul și l-a ispitit. Noi vrem ca să ieșim biruitor împotriva diavolului, dar dacă în singurătate, în camera ta, când nu te vede nimeni, numai ochii celui care este viu, nu ești credincios. Dacă acolo nu știi cum să gestionezi, la telefon când trebuie să stai de vorbă cu cineva, să te uiți la ceva sau să nu te uiți la ceva, în momentul acela când trebuie să gestionezi bine viața ta, ascultă-mă bine, știi de ce de multe ori diavolul reușește ca să ne oprească din rugăciune? Nu că rugăciunea nu are efect, că rugăciunea este cea mai puternică armă pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Știi de ce? Pentru că diavolul a reușit ca în dreptul multora dintre noi să ne compromitem. Eram la o tabără de tineret, după ce am predicat, am provocat biserica, tinerii de fapt să se roage și la sfârșit, după vreo 20-25, nu mai reține exact cât a fost timpul ăla, a venit liderul de tineri cu o fată și a pus-o aici, se manifesta, era demonizată. Și am mandat jos după scenă, mai venit încă mai mulți tineri, eram pentru prima oară la tabăra de tineri, nu i-am cunoscut și liderul de tineri zice, lasă să se roage împreună cu noi. Și am început să ne rugăm mai mult. Și după iară ceva timp în rugăciune, fata asta era cu părul pe față, deja diavolul lua control asupra ei și la un moment dat începe să spună, unul dintre voi e o verigă slabă. Hopa, zic eu, bă, care sunteți cu mâinile pătate? Imi-a vreo 7 și-o lua mâinile după ea.
Dar auzi, de ce crezi că diavolul te face să te compromise, te uiți la ce nu trebuie, să vorbești cum nu trebuie, să faci lucrurile care nu trebuie, să promovezi anumite valori care nu sunt bune? De ce crezi? Ca să te compromiți. Pentru că în momentul când ești compromis și compromisă, în momentul ăla te are la mână. De aia vine la nivelul conștiinței tale și zice, tu te rogi, vezi că vine peste tine, vezi că se întâmplă cu tare, vezi că se întâmplă cu tare. De aia. Dar în momentul când, cum citea fratele Lucian în seara asta, când cugetul nostru este curat, avem îndrăzneală la Dumnezeu și orice cerem după voia Lui, El face. Compromisul este cel care ne descalifică. De-aia e important să fim credincioși în lucrurile mici. De-aia e important ca să înțelegem, mă, noi ca și copii al lui Dumnezeu trebuie să ne punem deoparte ca să putem să-l biruim pe diavolul în public. Va trebui să-l biruim în singurătate. Atunci când vine la nivelul minții tale să spună, fă cu tare, uite-te la cu tare, du-te cu tare, atinge lucrul ăla, da? Mai departe de drumul la lucrurile care vin la nivelul minții tale, în momentul acela să spui, Doamne, orice gând îl fac rob ascultării de Tine, Doamne, pun numele Tău și sângele Tău peste mine, Doamne, eu știu că eu sunt o făptură nouă, știu că Tu ești acela care lucrezi în mine, știu, Doamne, Doamne, că Tu ești acela care îmi dai putere, mă împotrivesc în numele Tău, Doamne, în ziua de astăzi și în seara aceasta, iar Dumnezeu este acela care își proslăvește numele. Știi mai ce este credincioșie mică? Și cu asta mă apropiu de încheiere. Știi ce înseamnă? Să te botezi. Să te botezi. Câți dintre voi încă nu v-ați botezat? Lasă că mai am timp. Lasă că mai aștept. Avem un caz și Mariu știe despre cazul acesta. L-am scris și în cartea. Am adus o carte cu mine, o carte pe care am scris-o anul trecut în pandemie, despre voia lui Dumnezeu de a ne elibera de trecutul nostru, ca în prezent și spre viitor să putem să trăim liberi. Multe, foarte multe experiențe de pe câmpul de misiune și felul în care Dumnezeu dorește ca să ne cunoaștem identitatea noastră, puteți să o luați la sfârșit, cei care nu aveți bani puteți să o luați pe gratis, nu e problemă, dar am avut un caz care mi-a rugat pentru el, băiatul s-a fost la 5 centri de reabilitare, 4 în Italia și 1 în România și tot nu putea să depășească falimentele pe care le avea și lucrurile. Și la un moment dat, mama lui a auzit despre lucrarea de la Orșova și l-a dus la Orșova. Și în momentul când l-a dus la Orșova, am început să ne rugăm pentru el. Diavolul nu făcea altceva decât să se manifeste și ne rugam Dumnezeul le libera, dar peste câteva zile, din nou, aceleași lucruri avea. Și la un moment dat am zis, Doamne, ce se întâmplă, ce se întâmplă? Erau venit niște tineri de la Pitești ca să stăruiască pentru